Iepuraș simpatici, un arici micuț, veverițe, porcușori de Guinea, șoricei, cățeluși, altfel spus cele mai drăguțe animale de companie, au putut fi văzute astăzi în cadrul programului organizat de către deputatul Florian Nicolae și echipa acestuia pentru a sărbători Ziua Internațională a Copilului. Micuții s-au oprit încântați și curioși pentru a vedea animăluțele, dar și pentru a se fotografia cu personaje de bază, dintre cele mai îndrăgite, personaje care i-au primit pe copii cu multă căldură și bucurie. Totul a fost organizat atent, iar animalele de companie au fost supravegheate permanent de un specialist medic veterinar, astfel încât întreg programul s-a desfășurat în cele mai bune condiții. Având în vedere că 1 iunie este poate cea mai frumoasă zi din an, aș spune eu, este o zi plină de bucurie, de veselie, toată lumea trece pe stradă cu zâmbetul pe buze. Ne-am gândit să frumusețăm, să înflorim această zi de sărbătoare cu ceea ce le place copiilor, cu foarte multe animăluțe, animăluțe deosebite pe care nu le văd în fiecare zi. Avem un arici alb, avem veverițe zburătoare, iepurași, cățeluși, porcișori de Guinea, hamsteri și, evident, vestitele personaje de poveste, de bazm, ce le place lor mai nou este în ton Frozen, personaje din Frozen. Copiii fac fotografii, se joacă cu animăluțele, vorbesc și dansează alături de personajele de bazm. Se pictează pe față și petrec împreună alături de noi toți, de noi toți jurjuvenii, o zi așa cum se cuvine și cum ar trebui să fie fiecare moment din viața noastră. Și un mesaj pentru toți copiii. Să rămână fericiți toată viața așa cum sunt în momentul de față, la vârsta de acum. Deputatul Florian Nicolae s-a bucurat și el de prezența copiilor care s-au oprit la acțiunea de astăzi. La mulți ani tuturor copiilor, la mulți ani și părinților, pentru că și ei la rândul lor sunt copii. La mulți ani tuturor, astăzi este o zi minunată pentru copiii noștri, să o sărbătorească așa cum doresc. Copiii au primit și un cadou cromatic și anume au avut ocazia să se picteze pe față și să facă fotografii în costume extrem de frumoase puse la dispoziție de organizatori. Nu au lipsit nici momentele muzicale specifice vârstei. Să-l cer fi pentru copii.